Da, am revenit în direct, vă mulțumesc că ați rămas alături de noi și vorbim și în această a doua parte, așa cum vă promiteam în debutul acestei ediții, despre ce se întâmplă în Israel și dacă în prima parte l-ați auzit pe medicul oficial al premierului Bibi Netanyahu, pe domnul dr. Herman Berkowitz, în această a doua parte o să stăm de vorbă cu un jurnalist, cu domnul Attila Somfalvi, care e jurnalist la unul dintre cele mai mari portaluri din Israel. Cu care o să încercăm să înțelegem niște lucruri ceva mai profunde față de lucrurile acestea imediate pe care le vedeți pe burtiere. Și una dintre întrebări ar fi, bună seara domnule Attila Somfalvi, mă ne auzim? Vă salut, bună seara. Da, lumea se uită șocată la acest război pentru că e un război deja declarat de statul israelier împotriva Hamas. Lumea se întreabă cum de a fost posibil. Cum de a fost posibil să vedem o graniță lăsată nesecurizată? Cum de a fost posibil un asalt de asemenea amploare? Cum e posibil să vorbim de sute de morți când vine vorba de Israel și de mii de răniți? Cum a fost posibil? Eșec. Nu este alt cuvânt pentru ca să putem să explicăm publicului din România ceea ce s-a întâmplat aici, în afară de cuvântul eșec. Un eșec total al serviciilor de informații israeliene, care au rămas orbite în întuneric total față de acest plan al Hamas și al teroriștilor. Una la mână, două la mână, deplasarea forțelor terestre ale armatei israeliene a fost foarte înceată. Sunt multe explicații tactice care nu vreau să vă umplu cu ele acum la ora asta, dar sunt explicări și explicații și tot ce vreți, dar ca fapt au ajuns prea târziu, au ajuns prea încet și între timp teroriștii au măcelărit sute da. De israelieni, printre ei bătrâni, copii, femei și așa mai departe. Domnule Somfalvi, vorbiți cu un om care e pasionat de servicii de inteligență, care a citit cât a putut prinde tradus sau în engleză sau în alte limbi despre istoria, chiar dacă vreți să rememorez un titlu, istoria sângeroasă a Mossadului, care a fost tradusă și în România, atât cât a putut fi ea povestită, evident, și scrisă. Și știm cu toții de operațiuni de amploare, de infiltrări, de vânări de agenți naziști, de savanți nemți, de operațiuni chirurgicale, de chestiuni complexe. Asta e istorie antică și e vorba mai ales de Mossad. Mă iertați că vă întrerup. Știu la ce vă referiți. Istoria serviciilor secrete israeliene e foarte știută. Ok. Israelul are servicii secrete foarte bune. Asta vreau să vă spun. Și nu, și aceste servicii au eșuat în a intercepta niște teroriști. Da. Și n-a n-avem răspunsul clar, dar ca un fapt puteți să vedeți ce s-a întâmplat. Deci n-au știut, n-au avut informații. Au ajuns sute de palestinieni teroriști, au ajuns la granița dintre Israel și Sfâșia Gaza. Dacă aveți o hartă, v-aș putea arăta pe hartă cam cât de aproape sunt localitățile israeliene față de graniță și față de gardul, care de fapt este singura graniță între Sfâșia Gaza și teritoriul israelian. Sunt kibuțuri, localități da. În care trăiesc mii de oameni, care sunt chiar pe graniță, lângă graniță, la sute de metri. În momentul în care reușești să intri cu oameni înarmați care vin să ucidă, pur și simplu să ucidă, ca ISIS, stil ISIS. Două glonțuri în cap și gata, și la celălalt om. Și așa de la casă la casă, în plus erau mii de oameni la un... chef din asta, la un party care a avut loc acolo în sud, lângă graniță, e o zonă deschisă, au fost peste 3.000 de tineri care au venit să danseze, să se distreze, sau într-un party de natură din asta, și au venit, i-au înconjurat și au tras în oameni în cel mai groaznic hal în care puteți să vă închipuiți. Cum ați traduce declarația premierului Bibi Netanyahu că urmează un război lung, lung în principal și dificil? Care ar fi o traducere din partea dumneavoastră? Ați tradus perfect. O să fie un război dur, lung, pentru că de data asta Israel nu poate să termine o acțiune militară în Fâșia Gaza fără să distrugă total sau aproape total
infrastructura militară a organizației Hamas. Asta înseamnă că trebuie omorâți toți șefii Hamas, trebuie prinși și pentru asta o să trebuiască forțele armate izraeliene nu numai să acționeze din aer, ci și terestru, pentru că acești teroriști se ascund în spitale, în școli, în grădinițe și după civili. În spații publice, prinși, da. Pentru că Israel nu mă o clipă. Israel nu are de gând să măcelărească cetățeni civili în Gaza. Da, bun, nimeni nu-și imaginează asta. Aceștia și să-i distrugi infrastructura, trebuie să intri și terestru. Asta ia timp. Există deja informații vehiculate public despre statele care ar fi putut ajuta această grupare teroristă? Datele? În lumea modernă, probabil că știți și dumneavoastră dacă sunteți citit cu informații despre serviciile secrete, nu mai e așa de greu să aduni informații despre ce se întâmplă peste gard. Trimiți un drone, trimiți oameni să facă poze, urmărești luni de zile ca să știi exact ce se întâmplă și când. Au avut informații, asta e clar că au fost informați și au avut informații clare despre ceea ce se întâmplă în spatele graniței, adică pe partea izraeliană, după gard. Și în momentul în care știai că există un chef din ăsta cu 3.000 de oameni care vin să danseze, să se distreze, să trăiască viața și știi că pe un loc care e grădiță, sau știu eu, e un loc care e, o zonă care e EVP pentru cheful ăla, în momentul în care știi că sunt 3.000 de oameni, ei destui teroriști, îi înarmezi bine și faci o acțiune în care pur și simplu măcelărești oamenii cu mitraliera. La această oră ce se întâmplă? Această oră în Gaza sunt atacuri aeriene ale forțelor aeriene izraeliene. Se trage la greu, dar spune, și se distrug infrastructuri palestiniene ale Hamas în fâșia Gaza. În plus, armata izraeliană a trimis mii de soldați în partea de sud a țării. În plus, este și o situație destul de dificilă în partea de nord. Asta este al doilea front care sperăm să nu se deschidă vis-a-vis Hezbollah. Și ne pregătim, Israelul se pregătește pentru o lungă durată de luptă, să zic așa. Da. La finalul acestui conflict, care credeți că e principala întrebare la care ar trebui să se răspundă public din partea autorităților? Da, e clar. E foarte clar. Armata trebuie să explice ce s-a întâmplat cu informațiile, cu serviciile de informații și cu faptul că n-au avut nicio idee că un asemenea atac se pregătește, una la mână. Asta este, cred că o să fie o anchetă foarte dură și dificilă, imediat după război. Și al doilea lucru care o să fie și el anchetat, o să fie o anchetă publică despre ceea ce a făcut guvernul. Este un guvern de dreapta naționalist, un guvern care îi conduce de Netanyahu, care este prim-ministru de 15 ani, și o să se pună întrebarea ce ați făcut în ultimul an să vă pregătiți pentru război. În ultimul an, din păcate, Israelul este într-o situație politică foarte dificilă, după ce premierul Netanyahu și partenerii lui din guvern au încercat și au vrut să facă cică o reformă judiciară care a despărțit Israelul în două tabere, una pro-democratică și una antidemocratică. Și această diviziune, această împărțire a națiunii a dus și la slăbirea noastră ca stat, ca Uniune față de inamicii noștri. Și în momentul în care Hamas a simțit că Israel nu e așa de unită cum a fost până acum, 75 de ani, au mirosit că e o șansă să dea o lovitură. Am înțeles. Deci spuneți că e și o responsabilitate politică care va trebui analizată Evident. La un moment dat. Vă mulțumesc pentru... E deja analizată. Da. Vă mulțumesc că totuși de apreciat aceste principii democratice de la care nu abdică o națiune chiar și aflată în conflict. Am apreciat la dumneavoastră, jurnaliștii, că ați pus la îndoială capacitatea serviciilor, capacitatea politicului de a administra, lucruri de care noi uneori ne-am distanțat cu foarte mare lejeritate pe aici, până în Europa, prin România. Astea au fost primele lucruri din primul moment, deja de ieri. Întrebările au fost puse de presa israeliană pe masă, nu ne ascundem după deget și responsabilitatea pică pe umerii liderilor care au eșuat. Da. Vă mulțumesc pentru intervenție și pentru detaliile pe care ni le-ați oferit și rămânem în legătură. Și eu vă mulțumesc.
Și dumneavoastră vă spun că pe măsură ce lucrurile evoluează, vă vom ține la curent. Așadar, o noapte lungă și în Israel și în fâșia Gaza. Riposta israeliană nu se lasă așteptată. Așa cum v-am promis în această a doua parte, invitatul meu, domnul Teodor Stolojan, vă mulțumesc pentru prezență, domnule Stolojan. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Am auzit foarte mult vorbindu-se în aceste zile despre reforma fiscală și am auzit foarte mult vorbindu-se în registru socialist. De asta v-am invitat să aud și părerea de dreapta, dacă vreți, părerea liberală despre acest pachet, pentru că deși pare că guvernarea este acaparată de social-democrați, e totuși o alianță care guvernează România în momentul de față, o alianță formată din PSD și PNL. Și întrebarea foarte abruptă pe care vă adresez, domnule Stolojan, la început este, e România aproape de faliment? Nu. Nici pe departe. Ca așa ni s-a prezentat situația? Alarmist? Bun. Imperativ? Există o situație dificilă cu echilibru bugetar, cu finanțele statului, țării. Dar România, în decursul timpului, a fost aproape de faliment. Ea a fost în faliment în 1981, când a declarat încetarea plăților externe. Uh-huh. Și doi ani la rând, 81-82, a făcut reeșalonarea plăților externe ca să poată să facă față, să revină pe piața internațională. Deci România are un singur echilibru, care atunci când se strică, nu avem nicio șansă decât să apelăm la FMI, la finanțele internaționale, cum am mai făcut-o în 2008. La ora actuală însă nu avem nicio durere de cap cu echilibru valutar. Din ce cauză? Pentru că avem trei categorii mari de intrări de valută în România, de miliarde de euro, care n-au nicio legătură cu potențialul productiv al țării de a face export și a încasa valută. Discutăm de fonduri europene, discutăm de banii trimiși de românii care lucrează în afara țării și discutăm de faptul că deficitul bugetar a ajuns atât de mare și nu numai deficitul, și necesitatea de a refinanța datoria publică creată în anii anteriori, care vine la scadență în acest an. Deci una peste alta, discutăm de 160 de miliarde de lei pe care România trebuie să îi împrumute în acest an. Deci 32 de miliarde de euro. Dom'le, sună dureros, sună înspăimântător. Sună dureros, dar iată, din cauza asta, că e atât de mare această necesitate de finanțare, am ajuns de ne împrumutăm pentru deficitul bugetar și refinanțarea datoriei pe piețele externe foarte mult, de unde iar intră miliarde. În traducere liberă e că noi ne împrumutăm să plătim dobânzi la împrumuturile pe care le-am luat, nici de cum să plătim datoria efectivă, domnule Stolojan. E bine să precizăm, da, că în acest an vom cheltui pe dobânzi la datoria țării aproape 5 miliarde de euro. Și e bine? 5 miliarde de euro, da. 30 de miliarde de lei. Că nu știu, că mie îmi vine să-mi pun o parașută așa când vorbim, adică poate e nevoie, poate nu e nevoie, dar mai bine să fiu în siguranță. Țara are potențial. Asta știm cu toții. Știm de fragedă pruncie, că avem munți, mare. Deci deocamdată noi nu avem probleme cu refinanțarea. Chestiunea este însă că dacă nu dăm un semnal că punem lucrurile în ordine, așa, și stăpânim deficitul bugetar, atunci ne vom împrumuta din ce în ce mai scump. Ceea ce oricum o facem. Ne împrumutăm din zona asta de Europa de Est cel mai scump. Exact. Până când? Până în momentul în care creditorii interni, și creditorii interni, în special băncile, dar și creditorii externi, vor spune, băi, stop, riscul e prea mare pentru România. E, în acel moment, deci repet, există un singur element care să ne dea peste cap ceea ce spune lumea, România intră în faliment. Ce înseamnă intră în faliment? Înseamnă că nu mai poate achita datoria externă.
În interior le mai rezolvăm, vedeți, cu echilibru bugetar, mai scoatem un pachet fiscal, mai... Deci aceasta, stați puțin ca să înțeleg, această reformă fiscală mai degrabă decât să rezolve niște lucruri, vine să dea un semnal, spuneți. Nu numai, ea va reduce într-o anumită măsură deficitul bugetar, îl va ține sub control, dar, nu acoperă dar nici dă de cum... și un semnal foarte puternic că, dom'le, ne apucăm de treabă aici. Și problema să mă sunați și pe mine când sunt suflec mânecile. Că... Problema e de a da ce semnal și în anul următor și în anii următori. De ce? Pentru că am avut ani de zile, în special așa, după 2016, când ne-am bătut joc de finanțele țării. Vă amintiți reforma acelui ministru de finanțe care acum e în pușcărie împreună cu Dragnea, care a redus... Da. Impozitul pe venituri de la 16% la 10%, ăla a fost primul pas în care am început să dezorganizăm finanțele publice ale țării. Pe urmă, vă mai dau un exemplu. În 2017 tot s-a scos o lege care prevedea cum timp de 4 ani de zile, până în 2022, vor crește salariile în sectoarele publice. Și pensiile. Ori acest lucru mergea în socialism, unde țara era izolată, nu știu ce, aveai totul sub control, dar într-o economie de piață, într-o economie racordată la economia globală, a apărut o pandemie, a apărut o criză, nu? Criza energiei, a apărut, iată, războiul din Ucraina. Cum poți tu să scoți o lege să spui că până în 2022 salariile vor crește, veniturile salariare în sectorul public vor crește neîncetat și a creat niște așteptări incredibile? Domnul Stolojan, n-ar fi singura lege care a dat peste cap, dacă vreți, finanțele țării sau măcar a creat iluzia că o ducem mai bine, dublarea salariilor a profesorilor, vă aduc aminte, din guvernarea Tăriceanu, de pildă. Da? Care n-a putut fi pusă în practică niciodată. Dar a fost o lege. Și asta era o lege, putea fi amendată sau... S-au dat în judecată pe baza legii, unii au câștigat. Uitați-vă ce brambureală e cu magistrații. Pentru că magistrații, ce am mai făcut noi în România, un fel de inovație așa, dăm cecuri în alb pe seama bugetului. Da. De exemplu, nu știu dacă ați văzut, Consiliul Superior al Magistraturii recent a stabilit el cum să crească. Bă, frate, în ce țară? Dar ce e prima dată când magistrații își fac dreptate singuri? Și vă mai dau un exemplu. Studenții. Da. Studenții, da? Studenții la ora actuală au un cec în alb. Pot să facă oricâte călătorii vor cu trenul, achitând numai 10% din... Din valoarea și până la 30 de ani. Asta s-a prevăzut când s-a aprobat legea. Dar ați avut niște guverne liberale, domnule. Orban, Câțu, de ce n-a stăiat toate pornirile astea socialiste? Deci trebuie să nu putem da cecuri în alb, da, pe care le completează. Uite că a mers o perioadă. A venit odată a scadenței, spune. Suntem într-un moment al scadenței, nu? E clar că trebuie să înțelegem cu toții că nu mai merge așa. Categoric. Da, dar vedeți dumneavoastră că eu, când dumneavoastră explicați, se înțelege. Când alții explică, nu prea se înțelege. Că de asta vă și spuneam ca glumă în debutul, nu eram încă în direct. De ce nu ies colegii dumneavoastră liberali să ne reamintească unul la mână că e o coaliție și de dreapta cu stânga, nu doar o coaliție de stânga? Și de ce nu comunicați? Îl aveți doar pe domnul Boloș, care pare mai socialist decât Ciolacu și cam atât. Adică de ce nu sunteți onești cu românii spunându-le fix ce spuneți noastră? Nu mai merge cu cecuri în alb, nu mai merge cu stilul ăsta de viață, nu mai merge cu un aparat bugetar supradimensionat. Nu mai merge să dai o facilitate fiscală la sectorul de tehnologie a informației. În 2001 discutești de impozit pe venit când era o rațiune, atunci era cam 40% cota maximă. Pe urmă s-a făcut impozit cota unică 16%, acum s-a făcut 10% și în urma acestui pachet fiscal ajungem în următoarea situație. Că un pensionar care are 2000 de lei și îndrăznește să mai primească 100 de lei de la stat, plătește 10 lei impozit pe acea sută care depășește 2000. Unul din IT, care are 10.100 de lei salariu net,
plătește tot 10 lei impozit pe venit, că prin pachetul fiscal am prevăzut că după 10.000 de lei vor plăti 10% impozit pe venit cei din IT. Trebuie desfințată imediat, nu-și mai are rostul. Păi de ce n-ați corectat-o în coaliție, domnule Stolojan? Pentru că nu se poate. Cum adică? Pentru că n-ați văzut că cei din Cluj, care au un sector IT foarte puternic, așa, fac un lobby foarte puternic că, domne, nu trebuie eliminate aceste facilități. Cei din Cluj de la Boc de acasă? Da, de la Boc de acasă. Chiar domnul Boc, pe care îl stimez foarte mult, dar el e primar la Cluj. Da. E interesat ca IT-ul să meargă voteze, în continuare, normal. Da. Foarte mult. Deci suntem într-un cerc vicios etern, domnule Stolojan, și în plan regional și în plan național. Vedeți că acest pachet fiscal, el e ca, ce problemă ca o hârtie de turnesol, arată cum sar din toate părțile, pentru că fiecare își pune întrebarea, bă, dar pentru mine ce e în acest pachet fiscal? Să știți că sunteți mai simpatic decât îmi aminteam. Da. Da. Ce probleme mai sunt în pachetul ăsta fiscal? Păi, pachetul fiscal, din punctul meu de vedere, are trei categorii de măsuri. Da. Unele foarte bune, pentru că au început să mai taie din facilitățile fiscale. Vedeți lupta asta cu Curtea Constituțională, cu pensiile speciale. Curtea Constituțională are și lucruri bune, face multe chestii bune, dar în materie de pensii speciale... Nu ar trebui să se pronunțe. E o instituție feudală. Da. Păi sunt beneficiari direct de pensii speciale, domnul Stolojan, cum ar fi? Bun, președintele Curții a spus că, domne, există o lege care nu le permite să se recuze judecătorii de la Curtea Constituțională. Dar e ca o instituție feudală, da, și apără cu dinții privilegiile, da? Deci, măsuri bune, spuneam, s-a mai, deși mai încă mult de făcut, trebuie eliminate. E absurd, a fost, dom'le, a fost de noaptea minții să scutești constructorii, pe cei din agricultură și industria alimentară, să nu plătească contribuție de asigurări de sănătate. Da. Asta e invenție unică. Dar care e explicația? Care e explicația? Explicația e un lobby nenorocit care se face pe interese, pe... Păi ce lobby, domnule? Că legea lobby-ului nu există în România. Păi nu există. Se cheamă trafic de influență. Explicația a fost asta. Dom'le, prioritățile noastre sunt agricultura, construcțiile, acum aș pe... Dom'le, de ce trebuie să subvenționezi din bugetul țării construcția de vile, de hoteluri, de restaurante de blocuri și așa mai departe? Bun, spuneam măsuri bune. Bun, da? Așa, avem bune. Măsuri proaste. Măsură proastă, de exemplu, e acel impozit pe cifra de afaceri de 1% la... micro-întreprinderi. Cele peste 50 de milioane de euro. Și 2% la bănci, făcut peste noapte. Deci întâi s-a discutat cu băncile, au bătut palma pe 1%, pe urmă, peste noapte... 2%. S-a făcut 2%. Bun, orice student... La cât ne-au surprins și pe noi băncile, domnul Stolojan, așa un mic stres să le producem și noi strică? Orice student asta a fost la finanțe în anul întâi știe că un impozit indirect, cum e TVA-ul, cum sunt accizele, cum e impozitul, se adaugă până la urmă în prețul produselor sau în tariful serviciilor. Deci, după părerea mea, o măsură proastă, sigur, ea e îmbrățișată de popor, îmbrățișată de foarte mulți, că ne-au ciupit băncile, că ne-au ciupit marile corporații. Ele, de fapt, ce arată? Arată faptul că ANAF-ul nu e în stare să-și facă treaba, cum trebuie, o analiză serioasă la aceste companii care spunem noi că transferă în afară profit și așa mai departe. Și măsuri foarte proaste. A, avem și din asta? Păi, a treia categorie sunt măsuri foarte proaste. Care, de exemplu, prostia de la constructori și de la industria alimentară și de la agricultori, prin care ăștia au căpătat dreptul de a nu mai... trece acel 3,75 puncte procentuale la fondurile private de pensii. Da. Deci la ei, banii lor au fost scutiți. Doar dacă vor, fac o cerere să li se... Așa. A fost luată această prostie și dusă acum și la sectorul de tehnologia informației. Au zis, dom'le, de ce să n-aibă și ăștia acest drept? Adică dacă nu vor... să nu li se ducă 3,75 puncte din contribuția de 25% pentru pensie, să mai meargă la fondurile private de pensie obligatorii. Știți că noi avem pilonul 1 la pilonul pensie, pilonul 2, fonduri private de pensie.
E greu de înțeles cine a venit cu această super prostie. Păi, nu l-ați întrebat pe domnul Boloș, colegul dumneavoastră? Lucrurile au fost decise la un moment dat în coaliție, într-un grup foarte restrâns. Format din câți? Format din Ciolacu, din domnul Ciucă, din la noi prim vicepreședinții. Domnul Ciucă e economist la bază. Domnul Ciucă e general de armată. Da, asta e. Credeam că e economist. Nu, e general de armată, are realizări profesionale incontestabile. Sigur, pe zona aia. Da. Era secundat de prim vicepreședinți, de secretarul general al PNL-ului, dar asta era cam grupul care... și ne-am trezit cu asemenea măsuri pe care niciodată noi nu le-am discutat. Deci dumneavoastră ați aflat din presă? Eu am aflat din presă, de aceea. Nu din presă, din proiectul de ordonanță sau ce lege. Și de unde ni s-a prezentat această reformă ca fiind inevitabilă și necesară, temporizată de CCR, nimeni nu mai are nicio așteptare. Acum, până pe 18, stăm relaxați. Ne-a zis și domnul Ciolacu, domnule, și cu apocalipsa asta, hai să o mai terminăm așa, că de când am venit pare că se sfârșește lumea. Și nu e chiar așa. Domnul Cristache, în primul rând am întârziat foarte mult. Noi trebuia să facem acest lucru în iunie. Când era domnul Ciucă premier. Exact. Da. Trebuia făcut din iunie. Din iunie s-au început aceste discuții, dar sigur o coaliție între două partide nu funcționează rapid. Deci am pierdut jumătate de an, spuneți. Am pierdut jumătate de an și mai pierdem și luna asta cu Curtea Constituțională. Așa. Păi de la an. O să vedem cu ce vine Curtea Constituțională. Nu știți că toate lucrurile bune în România încep de luni sau de la an? Da. Din păcate, bun, acum, dacă observați, domnul Boloș a strâns puțin execuția bugetară, nu mai e acel ritm pe care îl aveam de creșterea deficitului bugetar. După părerea mea, și aici vreau să vă spun așa, în premieră, niciodată n-am spus public, deși în ședințele pe care le avem ale partidului, eu am spus acest lucru, armata trebuie să-și revizuiască neapărat planul ambițios de înzestrări pe care îl afișează. Eu am văzut interviuri, că nu sunt specialist în armată, așa, nu am această pretenție, dar am văzut interviuri ale unor generali români care au activitate, nu din ăștia care sunt făcuți, știu eu, gen primarul care a fost la sectorul 2 sau alții. Da, da, da. Așa. Acești oameni spun foarte limpede, domnule, uitați-vă la Ucraina și învățați cum se duce în prezent un război. Nu cu cele mai scumpe arme sunt cele mai eficiente pentru o situație dintre aceasta de care noi ce ne așteptăm? Să luptăm undeva în Marea Britanie sau să luptăm undeva... Dar ce spuneți prin această revizuire, domnul Stolojan? Păi, uite, de exemplu, ne-am propus, nu știu dacă ați auzit, să cumpărăm 2 submarine. Ba da, da, da. Păi ce să facem cu ele? Unde să ne ducem cu ele? În Marea Neagră? Uitați-vă la Ucraina, nu mai are nicio navă de luptă, în schimb a obligat flota rusească să se ducă afară din Crimea, da? Cum a obligat? Cu rachete, alte mijloace, cu drone subacvatice, cu nu știu ce. Deci acești generali care au experiență, care au ceva, ne spun următorul lucru. Dom'le, nu umblați după chestii ambițioase. Pentru ce ne trebuie 2 submarine? Să devină imediat ținta rușilor? Să le pulverizeze instant, da. Acest general... nu-i ce alte probleme vedeți în programul de înzestrare? El spune că nu avem nevoie nici de cele 4 corvete. Mm. El spune că avem nevoie cu totul... Am mai spus un lucru. Generalul ăsta e de aviație. Și am mai spus un lucru. Zice, dom'le, pentru a face poliție aeriană, nu ne trebuie F-16 sau F-35, ne trebuie avioane cum au cumpărat polonezii. Pentru că la poliția aeriană trebuie să vezi, tocmai să fii vizibil că faci această... Bun, nu vreau să intru în amănunte, decât vreau să spun că trebuie Trebuie ajustată ca tehnică sau și financiar, domnule Stolojan? Strategia, deci noi avem 2,5% pentru armată. Păi asta e o sumă enormă. Colosală, da. Ori trebuie să o cheltuim într-adevăr foarte bine. Vă spun că avem o rezervă aici. Dar dumneavoastră, că ați deschis subiectul pe armată, nu vă supărați. De când a izbucnit acest conflict de un an jumate, noi public n-am discutat despre strategia României. Noi nu știm. Nu. Atenție. Tot ce a mai ieșit câte o fărâmă de informație. Că luăm 2 submarine,
că anulăm niște contracte cu fregate că s-au dus prețurile. Exact despre asta vorbesc. Adică... Exact despre asta vorbesc, da? Deci, încă o dată, oamenii care se pricep, da, și nu numai acești oameni, ne-au spus și generali americani, în diferite interviuri, ne-au atras atenția să fim foarte atenți pe ce cheltuim banii. Da. După pronunțarea CCR, ce credeți că se va întâmpla cu această reformă? Va mai trece un timp, pentru că dacă CCR-ul vine și precis va veni... Credeți niște... că va fi constituțională? Că domnul Zegrean, fost președinte, spune că nu, mai sunt mai multe voci. Poate că anumite elemente, știu eu cum va judeca, nu pot să știu cum va judeca CCR-ul, dar dacă va veni cu câteva elemente, sigur că ele trebuie reluate rapid în procesul parlamentar și rezolvate. Da, vedeți noastră, vorbim de lipsa de bani la buget și de găuri peste găuri peste găuri. Dom'le, avem cea mai mică colectare de taxe și impozite la buget din Uniunea Europeană, sub Bulgaria. Avem un instrument, cu alte cuvinte, la îndemână. Fiecare guvern l-a avut și nu l-a folosit. De ce, domnule Stolojan? E foarte greu de explicat această rezistență cumplită a aparatului public pentru a face ceea ce trebuie făcut. În cazul ANAF, digitalizarea. Da? De exemplu, mă uit acum... Se dă tot timpul, domnul Ciolacu dă tot timpul ca exemplu că, domnule, impozitarea progresivă, eu nu pledez pentru impozitare progresivă, dar domnul Ciolacu explică că nu putem face impozitare progresivă pentru că nu e digitalizat ANAF-ul. Păi, mă scuzați, noi am avut impozitare progresivă și nu era digitalizat ANAF-ul și fiecare completa declarație și trecea toate veniturile. Deci e o rezistență cumplită a aparatului bugetar la ce? La precizie în obiective, responsabilitate în realizare și răspundere pentru eșec. Domnul Stolojan, cu toată stima, dacă nicio coaliție de 65% nu reușește să facă nimic, păi atunci nu avem nicio șansă. Înțeleg guvernele minoritare care au fost să nu fi putut să fi făcut ceva. Dar sunteți cele două mari partide ale țării la guvernare. Aveți parlament, aveți președinție, aveți tot, aveți toate pârghiile. Există programe care țintesc acum rezolvarea acestor probleme de care noi discutăm. Să sperăm că vor fi duse până la capăt, pentru că prin acest program național de redresare și reziliență ne-am angajat că vom face și reforma salarizării, și reforma pensiilor, și reforma administrației. Apropo de reforma pensiilor, domnule, vorbim de pensii speciale. Ne-am plictisit noi din presă de când vorbim. Aveți un coleg care și-a făcut un titlu de glorie din asta, 30 de zile, știți foarte bine. Domnule, dacă este o nevoie a societății, ok, nu se fac mari economii la buget, în mod evident. Dar dacă societatea vrea, presa vorbește, toată lumea voiește, de ce nu o faceți, domnul Stolojan? Pentru că avem o instituție feudală în România care se cheamă Curtea Constituțională. Dar nu puteți să luați judecătorii de la curte și împreună cu ei, că sunt oameni politici în definitiv, să scrieți un proiect de lege. 3/4 dintre ei beneficiază de pensie specială. Păi și ce facem în situația asta, domnul Stolojan? Trebuie desfințată și a las o curte trebuie constituțională. Trebuie să desfințăm Curtea Constituțională? Trebuie, da, trebuie desfințată și a las pe ce criterii? O curte constituțională nouă care să țină seama și de interesele României, nu numai de interesele lor. Pe criteriile actuale de nominalizare? Parlament, președinte, guvern? Deci cu această curte constituțională nu reușim decât, iată, cu multă greutate... Să trecem de la un impozit de 10% cât plătesc în prezent, cât plătesc și eu la ce depășește 2000 de lei, să trecem, propunerea a fost făcută 15% de râsul lumii. Da. Pentru partea care depășea pensia care nu era pe bază de contribuție, da? A venit Comisia Europeană și a spus, dom'le, 15% vă faceți de râs. Și s-a ajuns la 20%, da? Acum guvernul vrea să meargă cu 20% impozitarea acelei părți din pensie care depășește contributivitatea peste tot, nu numai la magistrați.
Și încă o nefăcută, tot la Curtea Constituțională, respinsă. Interzicerea cumului salariului cu pensia. Păi, domnul Cristache, aici au dreptate, mă scuzați. Curtea Constituțională. Nu mai e vina lor, e vina cu inițiatorului. Nu, au dreptate. Aici e o prostie, iarăși. Așa. Una e una, alta e alta. Înțelegeți? Așa, deci... Deci, nu, haideți să vă explic ce se întâmplă. Da. Deci, întâi faci prostia, așa, că scoți niște legi prin care unii ies la pensie la 45 de ani. Da. Și sigur că omul e în forță, vrea să mai muncească. Nu poți să interzici acum, bă, dacă te-ai pensionat pe... și ai pensie și ai 45 de ani, să nu mai lucrezi și alege între pensie și salariu. Deci e clar treaba asta, în primul rând, nu e în regulă, așa, judecând-o, logic. Păi de ce au mai făcut-o, domnul? Pensia? De ce au mai făcut? Pentru că... Da, au făcut-o, știți cum au făcut-o? Au făcut-o și au făcut-o și penibil. Domnule, hai că la BNR poate îi lăsăm, la Senat Păciucă poate îl lăsăm. Da, argumentele sunt... Și au și luat-o public și a și picat la curte. Știu. Când au zis că la BNR nu aplicăm, la da, nu știu ce alte la agenții... La ASF, la... Argumentul a fost că, domnule, pleacă ăștia de acolo și nu mai avem pe cine pune în locul lor, ceea ce e de râsul lumii. Oricum nu pleca nimeni. Oricum nu pleca nimeni, categoric. Nu, dar încă o dată, cum spuneam, una e una, alta e alta. Am înțeles. Îs drepturi câștigate potrivit legii. Deci întâi faci prostia. Da. Că adopți asemenea legi. Că le permiți să iasă la pensie. Exact. Și pe urmă faci a doua prostie că vrei să le interziști cumulul pensiei cu... Și pășirul de prostii merge mai departe, domnul Stolojan. Doamne, vii cu 1% pentru taxa aia pe viciu, da? Și te duci la Coca-Cola și le zici că le dai înapoi sub formă de ajutor de stat. Nu mi-a fost clar despre ce a fost vorba. Păi dacă dumneavoastră nu vă e clar. Nu, nu mi-a fost deloc clar despre ce a fost vorba. Știți ce profit are Coca-Cola în România? 80 de milioane de euro. Deci noi le dăm... Noi avem un sistem la ora actuală că cei care folosesc profitul pentru investiții îi se scade din baza de impozitare. Păi nu, dar una e dacă îmi spunea Coca-Cola că aducem toate fabricile din Europa de Est, le relocăm în România, avem un plan de dezvoltare pe 20 de ani. Deci îmi pare rău, nu mi-e clar ce a vrut domnul Ciolacu să spună acolo, poate nu s-a exprimat. Dar alți colegi de dumneavoastră înțeleg, le e clar sau e ceața asta plutește? Nu, n-am discutat, e o chestie singulară, nu dar se discută la partid lucrurile astea sau sunteți doar notificați? Noi cel puțin unde am participat eu nu s-a discutat, însă e o chestie punctuală. Adică păi nu, dar întrebarea mea era cumva ce mai largă. Cine mai reprezintă interesele zonei de dreapta în România, a clasei de mijloc, a micului antreprenor, adică... Păi nu, să știți, bătălia a fost destul de dură. A fost? Categoric, amintiți-vă, s-a vrut să se mărească impozitul pe dividende, că la ora a fost 5, s-a făcut 8, nu de mult, și acum vrea să se facă 10 și așa mai... Deci au existat puncte, s-a dorit introducerea impozitului progresiv pe venituri. Dar cred că avem și niște stenograme de la ultima ședință, dacă pot colegii să le dea în videoul. Deci au fost asemenea situații. Domnul Boloș, de 3 zile nu dorm, speram că luna septembrie să nu închid pe deficit, am un minus de 7,5 miliarde de lei la încasare pe luna septembrie. O să opresc toate plățile până la finalul anului, pentru că o să ni se suspende fondurile europene de la 1 decembrie. Da, ne ia cu palpitații, cred că mai avem. Da. Rareș Bogdan, i-a dat o replică. Marcele, te rog frumos, nu suntem la televizor aici, nu ne mai considera pe toți proști și neinformați. E o întreagă procedură aici, supravegherea ar începe peste 9 luni, nu ne taie nimeni nimic. Nici de cum nu se suspendă pe loc. Eu îmi dau demisia. Atunci să vină Rareș Bogdan, ministrul de finanțe, dacă poate să negocieze mai bine la Bruxelles. Să-i dați și reacțiile, domnului Stolojan. A intervenit decisiv domnul Ciolacu. Vă rog, domnule Rareș Bogdan, că îl blocați pe domnul ministru. Găsim soluții aici. Da. Spirit deci, acolo, viu sigur, la sunt coaliție. E mai ușor, sigur, pentru cei care nu sunt... Dați valabile îngrijorările domnului Boloș? Domnul Boloș știe foarte bine că atât în regulamentele care privesc Programul Național de Redresare și Reziliență, cât și fondurile de coeziune, sunt prevederi că dacă nu se
realizează această încadrare în deficitele prevăzute de reglementările europene. Noi ne-am angajat, nu, să ținem, sigur, deficitul sub 3%, datoria publică sub 60% și așa mai departe din produsul intern brut. Atunci există această posibilitate de suspendare a fondurilor europene. Deci posibilitatea există. Dacă se aplică sau nu, rămâne de... Dar probabilitatea care este? Probabilitatea e mică pe loc, cum zice domnul Bogdan Reles. Dar încă o dată, dacă nu o facem noi, această redresare, o va face piața sau Uniunea Europeană ne blochează fondurile europene. Deci asta e perspectiva, dacă nu facem ceea ce trebuie noi. Și ceea ce trebuie să facem e să punem ordine în finanțele publice ale țării. Și a început, și pare că am o obsesie, dar permiteți-mi să revin cu întrebarea. Programul ăsta, reforma asta fiscală, pune ordine în finanțele țării? Parțial. Parțial, pentru că încă nu avem o lege a salarizării în sectorul public. Da. Ați văzut ce probleme au apărut și cu profesorii, și cu medicii, și cu toate sectoarele, și cu polițiștii. Deci e o treabă foarte grea de făcut. Cum să așez raporturile între toate aceste categorii sociale, polițiști, armată, profesori, medici, cultură, administrație publică, etc. Doi, nu avem legea pensiilor la ora actuală. Domnul Ciolacu s-a angajat că până la sfârșitul anului va ieși și această lege a pensiilor. Nu am rezolvat problema cu pensiile speciale și în general... Și suntem gata să sacrificăm PNRR-ul pentru asta. Mie asta mi se pare uluitor, că suntem gata să sacrificăm a treia tranșă de bani din PNRR, câteva miliarde bune. Păi așa pare, că se joacă la ruletă treaba. Și ceea ce iarăși nu e ușor deloc de făcut e o reformă a administrației publice, centrale și locale. Noastră, vedeți, a venit domnul Hunor și l-a rugat pe domnul Ciolacu, insistent, să nu mai se aplice acea limită de 2,5% din venituri, da, la unitățile teritoriale administrative pentru organizarea, știți dumneavoastră, ziua comunei, spectacole și așa mai departe, fel de fel de... Deci, sigur că anul viitor e an electoral. Și vor fi din abundență. Dar eu sunt de acord cu domnul Hunor, cu o singură excepție. Dom'le, am unități teritoriale administrative care nu își acoperă nici salariile lor din veniturile proprii pe care le încasează. Ori aici eu nu pot să-l las pe ăsta să facă câte spectacole vrea el, finanțate cum le finanțează, și până vine la stat în disperare, da, și cere ca să-i dea din bugetul de stat fonduri că nu mai are cu ce plăti salariile și astea. Revin la ideea dumneavoastră din debutul discuției, și anume că e nevoie să reașezați cumva finanțele țării, e nevoie cumva să reașezăm structural România. Dar, domnul Stolojan, și asta e o întrebare mai degrabă politică decât tehnică. Cu tot respectul, cetățeanul român nu a mandatat pe nimeni să faceți asta. În sensul, dacă vreți, de contract electoral. Nici PSD, nici PNL nu au candidat la alegerile trecute cu niciuna dintre promisiunile astea, care sună mai degrabă a program de guvernare. Nu puteți să transformați toate lucrurile astea într-un program de guvernare pe care să vi-l asumați după alegerile din 2024? Că, dacă vreți, vă reamintesc, alegerile au fost câștigate de ideea de dreapta în România, de un PNL și USR, sub comanda lui Klaus Iohannis, de luptă împotriva ciumei roșii, cu care astăzi dumneavoastră guvernați, cu care înțeleg că v-ați asumat tot acest proiect, dar nelegitimat electoral. Nu zic că e rău sau bun, nu zic că va reuși sau nu, dar tot ce v-ați propus pare foarte greu și mai ales în buza unui an electoral. E corect ce spuneți, pentru că alegerile au avut loc în 2019, dacă, da, vă reamintiți, ori parlamentare și locale vorbesc. Exact. 2019 n-a fost nici cu pandemie, nici cu criza energiei, exact, nici cu războiul din Ucraina. Deci toate astea au intervenit ulterior și într-un fel plus ce am făcut noi cu mâna noastră. Așa. Da? Și am ajuns în situația în care, iată, suntem obligați să luăm acest pachet de măsuri fiscale și nu numai fiscale, sigur.
Eu le-am spus și la colegi, zic, măi, de ce n-ați început pachetul ăsta cu restructurarea administrației publice, unde tăiați pe locul 2 evaziunea și pe locul 3 impozite și nu știu ce. Noi am început cu impozite, toate discuțiile în societate sunt pe linie de impozite, dar da. Iată că fiecare minister, fiecare agenție centrală trebuie să-și facă o serie de restructurări, să reducă numărul de consilieri, să reducă numărul de mașini. La noi au ajuns cu mașini toți, de la nivel de director până la vorba aia. Mi-amintesc când eu lucram în Ministerul Finanțelor înainte de 90, era o singură mașină a ministrului și în rest aveam două mașini de serviciu, care atunci când cineva avea nevoie, se programea și folosea mașina de serviciu. Păi uitați că reforma asta fiscală aduce și 200.000 de locuri care oricum erau neocupate și așa se mai pierd din directoraj, din mașinuțe, din amantuțe. Eu le-am recomandat în general la noi miniștri de finanțe să iau un buget al României din anul 37-38, că atunci anul era interbelic. Interbelic. Să vadă cum arăta un buget. Știți cum arăta un buget din ăla? De exemplu, dacă luăm bugetul armatei, era trecut acolo nu cât sunt salariile, nu, acolo erau trecut 3 generali cu salariu de atât, atâția bani, 3 colonei cu salariu atât, atâta. Când se căsătorea fata cât unui ofițer, primea o dotă și se era trecută norma pentru câinii care erau folosiți. Deci bugetul așa era de gros. Și era foarte detaliat, cu un control pe cheltuieli și pe toate astea. Din păcate, iată, noi nu avem încă această acuratețe. Dar bugetul ăsta e tot opera coaliției, domnule Stolojan. Da. Adică știți care, de fapt, ce încerc să subliniez? Este că ni s-a transmis că avem o problemă, dar nu ni s-a mai spus că problema e creată de dumneavoastră, coaliția. Ei s-au comportat ca niște agenți constatatori care au venit și au zis, da, domnule, arde. Da. Păi nu vă supărați, tot voi ați și aprins. Deci coaliția are partea ei de responsabilitate, dar distrugerea finanțelor publice vine din urmă. Vine din 2016, începând. Am înțeles. Cred că vine de mai devreme, nu neapărat. Da. Bun. Nu, că după criza aia din 2009, 2010, 2011... intrasem pe niște deficite foarte mici. Noi îndeplineam atunci condițiile să adoptăm euro. Mm-hmm. Dar cine s-a opus? S-a opus sistemul bancar. Da? Da. Pentru că sistemul bancar câștiga la vremea respectivă foarte bine din diferența de dobânzi între dobânzile de pe piețele internaționale. Când credeți că era calificată România, în ce an? În perioada aceea când îndeplineam toți indicatorii. Și atât de puternic a fost presiunea bancară? În general erau părerile unor din sistemul bancar în special venind, nu numai, care spuneau următorul lucru. Dom'le, România nu e suficient să îndeplinească criteriile de intrare în zona euro, ci trebuie să ajungă și la un anumit nivel de dezvoltare. Uh-huh. Adică nu numai, să zicem, criteriile nominale, nivelul dobânzii, nivelul inflației, nivelul datoriei publice, nivelul deficitului, noi trebuie să fim și dezvoltați economic. Și spuneau ei, când vom ajunge cam la 75-80% din nivelul PIB-ului mediu din Uniunea Europeană. Eu tot timpul am susținut nu. Problema acceptării în zona euro e legată de a demonstra că ții echilibrele în mână și echilibrele pot fi ținute în mână la orice nivel de dezvoltare. Ca dovadă, Croația, care avea PIB-ul pe locuitor sub România, a adoptat euro. Bulgaria, care avea PIB-ul pe locuitor sub România, a intrat deja în acei 2 ani. Numai faptul că au avut acea degringoladă cu situația politică, cu guverne, cu alegeri peste alegeri, i-a făcut pe bulgari să nu intre în zona euro. Iar dacă bulgarii intră în zona euro înaintea noastră, competitivitatea turismului bulgar va crește incredibil și așa este deasupra turismului românesc, va crește și mai mult.
Uitați-vă la Croația ce s-a întâmplat. Bun, și investițiile și industria și toate astea se vor dezvolta exponențial față de România. Adică, de ce ai venit investitor pentru în România? Pentru România, intrarea în zona euro este esențială pentru că ne disciplinează. Noi nu suntem nici ca polonezii, nici ca ungurii. Dar cum suntem, domnul Stolojan, din punct de vedere al finanțelor? Cum ar arăta portretul românului, portretul în raport cu banii? Al românului, da, ca individ? Ca individ și după aia al românului așa, ca instituțional vorbind. N-aș vrea să spun o prostie, dar mie mi se pare, ceea ce nu-i rău, că românul e pus pe trai pe vătrai. Adică? Adică românul îi place viața, îi place să chefuiască, păi, îi place să... Dom'le, sunt popoare mai austere, ca să zic așa, mai cumpătate. În... Păi și bulgarii nu sunt ca noi, domnul Stolojan. Bulgarii nu sunt ca noi, nu sunt toată ziua. Să știți, grecii nu sunt cu muzicii toată ziua. Ungaria, cu excepția lui Orban în ultimii 2 ani, când a luat o razna cu prețuri fixe, a văzut cu inflația acum mult mai mare și asta, dar în general și Polonia și Ungaria au avut un management financiar și fiscal mult mai sănătos decât România. Dar povestea asta cu cash-ul, cum o vedeți? E o altă năzdrăvănie sau ar putea să rezolve din probleme? Vor trebui să o revadă. Păi ați văzut portbagajul lui Buzatu, nu? Da. Ăla-i cash-ul. Păi? Bun, va trebui revăzut. Dar nu suntem toți Buzatu, domnul Stolojan. Pentru că... Toată lumea e Buzatu. Știu. Bun, l-ați văzut și pe ăla de la Mioveni. Da. Deci ăsta-i cash-ul. L-a venit să dea înapoi, da. Ăsta-i cash-ul, da? Dar vor trebui revăzute. Dar ați văzut că și Banca Centrală Europeană, domnule, cash-ul ține de drepturi și libertăți. Vor trebui revăzute prevederile din pachetul fiscal pentru că sunt neadecvate României. Adică, concret? În zona rurală e greu fără cash, nu? Bancomate lipsă. Uitați-vă și în București deja lucrezi numai pe bancomate, nu? Când te duci să depui sau să scoți bani, în zona rurală, din păcate, nu sunt aceste bancomate. Dar plafonul ăsta de plată de 5.000 de lei cash pe zi, cum o vedeți pentru persoanele fizice? E greu să vă spun, pentru că nu am date să-mi dau seama de valoarea tranzacțiilor individuale care se fac. De exemplu, da, eu plătesc cu cardul, cu telefonul, deși umblu și cu cash în buzunar, pentru că nici nu mai știu la ce folosesc cash-ul. Da. Dar uite, vă dau un exemplu, domnule Stolojan, de situație în care m-am nimerit. Pentru o datorie la ANAF de 170 de lei, m-am trezit într-o zi cu conturile blocate. Toate conturile blocate. Și atunci eu vă întreb, dacă nu aș mai fi avut acces la cash, să mă împrumut de la cineva, sau să-mi dea cineva, sau să fi avut eu la mine câteva sute de lei până deblocam situația. Cum trăiam, domnul Stolojan? Da, mi s-a întâmplat și mie acest lucru, pentru că atunci când eram europarlamentar, aveam asistenți angajați în România și eram angajatori. Ei erau, cum ar veni, angajații mei. Cu toate formalitățile de plăți, de contribuții, de sociale, de impozite. Problema care apărea că în cadrul ANAF-ului cineva nu făcea corelarea între diferite date și mă trezeam de multe ori cu conturile blocate, când de fapt banii erau la ei. Și trebuia să se ducă contabilul, că aveam un contabil angajat, să se ducă să le demonstreze că, uite, domne, am plătit, dar cineva trebuie să facă... Deci, într-un stat disfuncțional ca acesta, n-avem cum să venim cu astfel de idei. Să sperăm că se îmbunătățește. Cine, statul? Toate serviciile publice se îmbunătățesc. Haide să-mi arate statul că e capabil 5 ani să funcționeze fără cusuri. Da. Și eu atunci pot să cred și în povestea asta fără cash. Și povestea fără cash are un spectru mai general. Știți foarte bine că ține de cât de coercitiv poate deveni statul în raport cu o persoană fizică. Da, domnul Cristache, noi n-am discutat niciodată în România vreodată, serios, că românii trebuie să facă opțiune. Românii deja știu cum funcționează în afară serviciile publice, de aceea a apărut și expresia, domne, vrem o țară ca afară, da? Dar serviciile publice din Franța, din Marea Britanie, din Germania funcționează cu un buget
care reprezintă undeva 40 și uneori mai mult la sută din PIB. Noi funcționăm cu un buget care reprezintă 27% din PIB, vorbesc fiscale, fără fonduri europene. Și dacă mai reușim, cum spuneți dumneavoastră, să ajungem cu stârpirea evaziunii, măcar la nivelul Bulgariei, o să ajungem la 30-32%. Deci încă departe de 40-45%. Și atunci românii trebuie să opteze. Vreți servicii publice de calitate cu un buget mic, atunci trebuie să scoateți mai mulți bani din buzunare. Ceea ce românul face și în prezent, când are nevoie de servicii de educație de calitate și angajează meditatori, când are nevoie de servicii de sănătate de calitate, se duce în privat și așa mai departe. Deci nu poți să ai servicii de calitate cu bugete de 27% din produsul intern brut. La noi toate sectoarele publice la ora actuală sunt subfinanțate. Dacă te duci într-un spital public, oamenii încearcă să te trateze, dar te roagă ba să cumperi medicamente, da, da, ba să vii cu hârtia igienică de acasă și așa mai departe. Da. Haideți să mai avem, cred că, un maxim un sfert de oră. Și aș vrea să vorbim și despre chestiuni politice. Nu că n-ar fi fost politice discuția, dar discuțiile de până acum, dar aș vrea să insist pe anumite nuanțe. 2024 e după colț, că vorbeam de reformă și de ce efect ar putea să producă. Credeți, cred că asta e întrebarea, credeți în ideea pe mai departe a acestei alianțe PSD-PNL și în utilitatea ei? Nu în alegeri. După alegeri putem discuta în funcție de scorurile care s-o... Păi, mulți se leagă de ideea că PNL stă foarte prost în sondaje și că nu poate să se salveze onorabil decât la braț cu PSD-ul, domnul Stolojan. Asta sunt cei care sunt mulți și în PNL, dar nu numai în PNL, și în PSD, sunt mulți în diferite poziții, consilieri locali, mă rog, în toate pozițiile astea în care se aleg, care asta e viața lor. Ei nu au practic, dacă te uiți în CV-ul lor, nu au o meserie, deși au facultăți terminate sau școli, nu știu ce, dar ei n-au practicat ceva ca lumea. Au fel de fel de chestii pe acolo. Acum văd că e la modă chestia asta cu Consiliul Național de Apărare sau cum n-ai mai... A, la securiști, cum să nu? Da, adică... Nu e la modă de acum, de câțiva ani buni. Da, mă rog. Da, da. Să te valideze pentru orice funcție publică, trebuie să treci pe la Colegiul Național. Nu știu ce învață acolo, sper să nu învețe să cumpere submarinele. Da. Dar de ce nu împreună, domnule Stolojan? Atunci care mai e noima acestei alianțe? Păi nu, totuși pentru... Sau care mai e necesitatea pentru acestei alianțe? Pentru sănătatea democrației. Ar fi bine să nu, să nu... Pentru sănătatea democrației n-avea de ce să se unească cele mai mari partide din România și trebuia să duceți proiectul PNL-USR până la final. Domnul Cristac, aici... Bun, mi-e mai greu să vă spun cu USR-ul acela, dar USR. Vă spun foarte limpede acum că această coaliție n-a dorit-o nimeni, dar a fost o necesitate pentru România. Eu nu cred. Mi se pare o lozincă, dar mă rog, am argumentele mele. În condițiile... existente. Lăsați că ea s-a născut înainte de război, s-a născut înainte de orice. USR a ieșit de la guvernare pe timp de pace. Da. Sau a fost împins în afara guvernării. Și scamatoria aia cu Dacian Cioloș, că a desemnat și... Tocmai. Deci s-a ajuns într-o situație în care, până la urmă, această coaliție a fost singura soluție de a depăși... Bun, și pentru 2024 rămâne singura soluție? Rămâne dacă, în funcție de rezultatul votului, vom vedea ce coaliții pot fi formate pentru o guvernare. Dați-mi, vă rog, din nou sondajul acela de ultima dată, la comanda news.ro, vă rog, că vreau să îi arăt și domnului Stolojan. Atunci v-aș întreba despre soarta PNL-ului. E în cea mai bună poziție PNL astăzi când vorbim pentru a candida singur? Da, uitați de ce. Vă întreb. Asta ar fi pentru candidații la prezidențiale. Mircea Joană, 25, da. Pe primul loc. Marcel Ciolacu, locul 2. George Simion, 3. Nicolae Ciucă, PNL, pe 4. Este sub scorul partidului, domnule Stolojan. PNL, cred că mai avem un alt sondaj și cu partidele, o să-l vedem imediat. PNL este, uite, la 20%, deci Nicolae Ciucă este la jumătatea partidului. Da. Și asta v-aș întreba. Este PNL în poziția în care să meargă singur în alegeri
spre o victorie, fie ea și relativă? Nu are încotro. PNL-ul trebuie să se mobilizeze, să înceapă munca din nou serios, să-și întărească organizațiile, să facă muncă la firul ierbii din nou. N-are încotro. Dar în niciun caz de a merge împreună cu PSD-ul, asta înseamnă distrugerea PNL-ului ca partid politic. Nicolae Ciucă e soluția... Nu putem confunda un partid politic cu dorința unora de a se vedea neapărat în Parlament sau la Parlamentul European sau mai știu unde. Nicolae Ciucă este cea mai bună soluție pentru PNL astăzi când vorbim? Am mai dat o declarație publică în sensul că la ora actuală nu avem o altă persoană care să se bucure de încredere. Nu, Stolojan, la 11% zău, vin eu dacă vreți. Cred că am mai mult, adică... Acum vreau să vă mai spun un lucru. Domnul Ciucă, dacă te uiți la parcursul profesional, nu ai ce să contești în el. E un om care are un parcurs profesional foarte limpede. Până la un punct, că după aia s-a dus într-un parcurs politic nelimpede. Da. Da. În al doilea rând, e un om care totuși nu-i poți contesta că e un om corect. E un om care dorește binele public. Am ajuns la principiile iliescene din anii 90. Domnule, sărac, dar și cinstit. Nu putem spune că e sărac. Are pensie specială, păi are salariu, deci nu putem spune că e sărac. Așa. Dar, la un moment dat, e foarte normal. Poate că asta e și normalul de acum înainte. Nu mai căutăm pe cineva mesianic, așa, care... El, e clar, nu are o carismă, cum, de exemplu, are ăsta care a făcut nunta cu brânza, cu ciorapie, cu... Aur, da. Simion. Da. N-are carismă. Păi, dar nu e politică importantă carisma, domnule Stăzi. Este importantă, dar la un moment dat, poate că România nu mai are nevoie de... Carisma are nevoie de un om serios, de un păi om... Păi nu l-a avut pe Iohannis? România lucrului bine făcut? Ba da. E... Nu, da. E bine făcută România? Eu am văzut după... criticele la adresa lui. Iohannis și-a făcut datoria ca ceea ce trebuia să facă ca președinte de țară. Nu văd de ce e atât a criticat Iohannis, totuși. Oameni răi. Oameni care fiecare... Nu apreciază lucrul bine făcut, domnul Stolojan. Da. Deci domnul Nicolae Ciucă este fix în poziția în care trebuie să fie. Categoric. Dar știți de ce vă întreb? Pentru că PNL-ul de astăzi este și PDL-ul de ieri. Sunt două partide acolo. Da. Și mă uit la istoricul acestor două partide de după epoca Traian Băsescu și văd că a avut numai soluții de import. Klaus Iohannis n-a fost un om al partidului. A fost adus de la Sibiu, făcut vicepreședinte peste noapte împotriva statutului și mai departe știm cu toții povestea. Nicolae Ciucă nu e un om al partidului. Rareș Bogdan, number one, candidat pentru europarlamentare, nu e un om al partidului. Și atunci se pune întrebarea, mai are PNL școală politică, domnule Stolojan, sau tot timpul trebuie să veniți cu soluții din afară? Vedeți? E o întrebare legitimă? PNL-ul s-a concentrat de ani de zile pe primari. Pe primari? Pe primari, da. Asta a fost ideologia. De la PDL? Da, a fost ideologia, câștigăm alegerile cu primarii. Și s-a concentrat pe primari și mai puțin pe a forma, ca să spunem, lideri de anvergură națională. Da? Și aici există o deficiență care eu am căutat să o remediez de câte ori am putut, și anume funcționarea partidului când e la guvernare și când e în opoziție. E mare diferență cum funcționează un partid politic când e în opoziție, când e la guvernare. De exemplu, când partidul e în opoziție, comisiile de specialitate funcționează foarte bine și generează exact acei oameni care vedem că știu în profesia respectivă despre ce este vorba, oameni care reușesc să devină comunicatori buni. Da. Când ajunge partidul la guvernare, comisiile de specialitate nu mai funcționează ca lumea. Pentru că apar miniștri, lumea se concentrează pe activitatea de guvernare și se pierde această legătură între comisiile de specialitate și activitatea partidului la guvernare. Și ea se vede și în aceste probleme, și în erori de guvernare, și în erori de legiferare, și așa mai departe. Și lipsa de leadership politic la PNL tot nu și-a găsit un răspuns în explicația dumneavoastră?
Poate găsim un, cum data spuneți, viitoare, dumneavoastră din afară. Și tura asta, am da, înțeles. Da, poate. Dar deocamdată da, a funcționat. E o rețetă care a funcționat. A adică funcționat. Deocamdată domnul Ciucă e... Credeți că viitorul președinte va fi dat tot de PNL, cum zicea domnul secretar general de la dumneavoastră, domnul Bode? Păi asta sperăm. Dar nu vedeți o alianță cu PSD nici măcar pentru prezidențiale? Nu. Nu? Așa categoric sunteți? Nu. Și e, o, e un argument îmbrățișat de mai mulți colegi? PSD-ul, sau doar pe dacă ar avea puțin creier mai mult, l-ar pune pe joană, dar nu cred că PSD-ul e un partid foarte... N-are creier? Nu, e interesant așa în deciziile care ia. Zic, dacă ar avea creier mai mult, ar merge cu Joana, dar... Și dacă nu merge cu Joana, cu cine credeți că va merge? Cred că cu Ciolacu, că e președintele partidului. Și vedeți o finală între... Ciolacu și Ciucă. Și ăsta a fost un moment umoristic? Nu. Nu. Și victoria va fi a? A lui domnul Ciucă. Pentru că e obișnuit cu bătăliile. Da. Și, dar vedeți că în prima parte l-am avut pe domnul Drulă, pe care nu știu dacă l-ați prins ca declarație, dar spunea că se naște o alianță pe partea dreaptă. PMP, Forța Dreptei, cu fostul dumneavoastră coleg Ludovic Orban, și cu USR. N-ar fi locul PNL-ului la o construcție de dreapta? Vom vedea ce rezultate apar la după alegeri. Putem să ne aliem cu orice partid, mai puțin... După cum știți, cu AUR. AUR. A, deci opțiunile rămân deschise. Da. Deci PSD să nu se culce pe ureche că categoric sunteți o certitudine... Nu, după... Deci vom merge separat în alegeri, așa e punctul meu de vedere. După alegeri, în funcție de rezultate, vom vedea cum se poate forma o alianță pentru guvernare. Așa cum avem și cu PSD-ul astăzi, o alianță pentru guvernare. Domnul Eduard Helvig, fost director SRI, ar putea să joace vreun rol în PNL în 2024? Categoric. Categoric, are experiență, are, e foarte bun în munca asta de partid. Există discuții în sensul acesta? Nu. Preocupări nu, în partid? Nu. Încă nu s-a discutat nimic despre candidatura la președinție. Ați avut parte și de o mică hemoragie. Domnul Benoni s-a rupt de PNL și promite că face un partid tot de dreapta. N-am înțeles. Efectiv, n-am înțeles. Am avut atâtea ședințe ale biroului politic național în care a participat și dânsul și n-am constatat vreodată o nemulțumire exprimată de dânsul în ședințele respective. Deci e o surpriză. Klaus Iohannis, ce rol ar putea juca în PNL în perspectiva finalului de mandat? Va fi mai greu, pentru că fiind pe sfârșit de mandat, sigur că nu poate participa nici la campanii electorale, fiind în exercițiu, una la mână, doi la mână. Eu cred că dânsul, având în vedere statura pe care o are, prestigiul de care se bucură în afară, e posibil să se gândească totuși la un job din acesta pe arena internațională. Și-ar și merita treaba asta, cred. Și dacă nu, și-ar găsi pe dacă viitor... Dacă nu, sigur că el, noi considerăm că va reveni în PNL. Și cu asta închidem, domnule Stolojan. Vă gândiți să candidați la viitoarele alegeri, nu, la europarlamentare? La niciuna din... Eu nu mai sunt din 2019. Știu. Europarlamentare. Știu. La niciuna din... La orice categorie de alegeri nu candidez. Pentru că eu fac 80 de ani acum, în 24 octombrie. Mulți înainte. Așa. Și am un hobby. Ați văzut, dacă vă uitați în CV-ul, un hobby care mă ține ocupat și câștig bani din el. Dacă vă uitați în CV-urile demnitarilor noștri, vedeți că unii au hobby, ceasuri scumpe, alții mașini scumpe. Hobby-ul meu se cheamă investiții în acțiuni în companiile românești listate la bursa din România. De cât timp vă jucați la bursă?
de când am plecat din România. Nu era bursă, dacă știți, se vindeau la colțul străzii acele certificate de proprietate. Cât, pot să vă întreb câți bani vă aduce, faceți într-un an de zile jucându-vă la bursă din România? În anul ăsta a fost un an foarte bun. Ați mizat pe energie, bănuiesc. Poftim? Pe energie. Și pe energie, dar gândiți-vă că, de exemplu, Petromul dă al doilea dividend. Așa. Banca Transilvania dă al doilea, a dat acțiuni gratuite și dă al doilea dividend în cash. Petromul, cine mai este? Încă una mai dă un dividend. Deci anul ăsta a mers foarte bine. A mers foarte bine. O unitate bine de măsură, așa, să știm și noi cum e. Păi, de exemplu, cam peste 200.000 de euro. În dividende. În dividende? Da. Da, adică banii sunt în siguranță? Da, sunt și ani mai proști, da? A fost an cu 100.000 de euro. Să mai... Noi o să ne luăm la revedere, dar mai stau cu domnul Stolojan să mai am niște notițe, să văd cum plasez și eu. 200.000 deci de euro? Deci ăsta e hobby-ul. Ați făcut 200.000 de euro... Net. După plata impozitelor. Da. Wow. Felicitări. Dar ăsta e hobby-ul meu, v-am spus, care mă ține ocupat exact cât vreau eu, și 24 de ore. Trebuie să-mi reevaluez și eu hobby-urile, pe semne că și dumneavoastră. Domnule Stolojan, vă mulțumesc pentru sinceritate, în primul rând, și pentru disponibilitate. Da. Greu găsești un liberal zilele acestea să vină să vorbească despre orice. Da. Vă mulțumesc așa, dar și poate ne facem un obicei să ne întâlnim mai des. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. O ediție mai lungă, dar am profitat de prezența domnului Stolojan și de sinceritate. Vă aștept și săptămâna viitoare la final. Seară ușoară!